Vechiul Testament a început când Dumnezeu a dat porunci poporului pe muntele Sinai. Despre aceasta putem citi în cartea Exod. Aceasta înseamnă că nimeni înainte de acest eveniment nu era sub lege. Noe nu a trăit sub lege și nici Avram nu a trăit sub lege. Cu toate că aceștia nu aveau legea care să le spune să nu fure și să nu mintă, totuși au fost socotiți neprihăniți de Dumnezeu prin credință. Faptele au urmat ca un lucru automat, nu ca unul impus de Dumnezeu prin lege. Noul Testament nu începe cu nașterea lui Iisus Hristos, ci cu moartea și învierea Lui. Aceasta pentru că orice legământ trebuie instaurat cu sânge.